Salutare, sunt Sebi și bine găsit la un nou episod din FIFA 17, care acum realmente este torăcit, deoarece episoadele care ați văzut, nu știu câte am filmat ieri, parcă până episodul 5 sau 6, nu știu, au fost filmate într-o zi, adică pe 3 martie, acum pe 4 martie, tot mortes. Dar parcă puțin mai bine din fericire. S-a accidentat cineva, Hagi, 2 luni. 2 luni. Nu prea ducem bine. Sincer, nu prea ducem bine. Villarreal, loc 11. Asta seama. Păi avem, oh my god. Avem o grămadă liber în ce joacă național aici. La spală. Cupa lui nu mă interesează și după aia în decembrie încă 3 meciuri și după aia prea transferuri. Poate vei schimbați formația, cine știe. Și pentru asta am pățat la cel mult tânăr ce m-a motivat să fac multe episoade. Face plăcere să joc FIFA și să filmez. Și e foarte bine. Seara vreau să joc cu Villarreal. Villarreal pe cât era. Dar nu te noi nu jucăm niciodată meci cu alții deodată. Villarreal pe 12. Dacă mă bate, mă întrece. Deportiva, dacă... E greu, trebuie să batem neapărat Villarreal. Nu e... E aproape de noi. Mai jos ca noi. Trebuie să batem neapărat. Fuck, iar te stați, puțin că sunt prea prost. Stau pe mine, la mie 5 ani. Dacă bat, Adamanga nu a jucat, dacă bat 16, fac 16 și mă pot urca chiar sus. Dar cealaltă nu prea au jucat, dar în fine, chiar 3 puncte acum ar fi sinte, zic. Seara și hai să începem, zic. Partida începe, jucăm acasă la Villarreal. Se dă frumos o seară minunată de noiembrie, o seară rece, după cum vedem. Jucătorii sunt în tricou, cine știe. Villarreal nu o duce deloc bine, nici Betis. Și Betis o duce foarte, foarte prost. Cine știe. Betisul cea mai ghinionistă echipă din Liga BBVA. Am avut și o dată noroc cu Real Madrid, o victorie nebună, nebună cu Real Madrid, o victorie nebună, șut lung, prinde, puține probleme aici, dar prinde. Am bătut pe Real Madrid cu 1-0 într-un 90. Toșca, capitanul cel de la Real Betis, Toșca. N-are cu cine se combina aici. Toșca, ce se face scurt. Dong. Petros, Piccini. Dă în spate Mandy. Petros, Dong cere această minge. Se apără foarte bine cei de la Villarreal, Toșca, să ne vedem apoi spre Toșca, se dă drumul la minge. Se apără chiar foarte bine cei de la Villarreal. Maxim, greșește aici. Dong, cade, nu e fault ăla. Și foarte bine Sanabria, trebuie să centreze foarte bine aici. Sanabria centrează Joachim! Peste poartă, peste poartă. Joachim, peste poartă, uita și... Te-a în pământ. A tocat prost aici. Maxim! Maxim! Nu te cred, nu te cred, băi, Maxime, băi. Doamne, singur cu portarul, dă-mi portar. Tă, frate,
Tosca, grechista, eu passo. Tosca. Ah, recuperada, Tosca. Vine, Bruno. Long de tare aici. Dă minge lungă. Soriano, Bacambu. Bacambu. Adrian, 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 Adrian. Pericol, Bacambu. Pac! Și Bacambu scrie. Bacambu. Greșeală aici. În apărarea noastră. O, Alibek, Alibek greșești. Nu, no, păi dacă greșim așa, mai egalăm la primăvară. Chiar că mai primăvară, dar dacă... Toșca, bine. Păi dacă greșim așa, da, nicio șansă. Bătu Realul și ne luăm bătaie la Villarreal. Și aici m-a luat gras, m-a fentat aici. Credeam că s-a oprit prostul, credeam că nu se va opri. Bacambu, marcatorul golului face o mega greșeală. 2 minute până la finalul primei reprize. Alibek, pauză aici. Gol prostesc luat, dar nu am ce face. Asta e. O să mă dea afară. Intră soldatul, trebuie să intre și soldatul. Nu vor mai da oamenii un gol și pe aia să-și facă meciul ușor. Fault, așa. Cine, picini. Să jucăm foarte concentrate, să jucăm. Toșca! Păi, cam aș pe tine, Toșca. Nu voi și nimic, nu joci. Noi. Băi, Ali... Nu, că-l vând. Nu v-am zis că-l vând pe Alibek. Joaquin! Bine, bă, băiatule, bă! Bine, bă, băiatule, bă! Egalitate! Gol! Bine, 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 bine! Pericol, Bruno, Soriano, acolo și... Nu, 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 cine ești, mă? Cine ești, mă, tu? Te distrug. Cine e asta? Nu văd cum îl cheamă. Douăzeci trei. Cine e 23, vreau să văd. Nu, că o să văd cine e 23 și... Toșca are 23. 21 Toșca. 20 Maxim. Pe cine 12? Mane. Gata, ultimul tău meci, jur. Ultimul tău meci. Cum se greșești așa, fratele meu? Vine Alibek, hai, reziste. Reziste, tati, reziste. Etros! Soldado în bandă, soldado periculos, prinde lung. Și dă-o. În joc de pase frumos. Și oh! Cum să le desfac lui ăștia?
A noastră să fie asta. A noastră, tot cu el, hai. Vreau la scurt. Doamne, iartă-mă! Ce-i cu pasta asta, autistule? Ce-i cu pasta asta? Doamne! Ați văzut, mă? Ce autiștea mea la echipă. Nu te cred, dar nu te cred așa, nu te cred, omule, nu vreau să te cred. Uite. Hai. Doamne. Pierde cu 2 la 1. Nu, no, defensiva e moartă, Ali Bek și ăla, moartă, defensiva, efectiv. Prin cadrul defensiv, noi am pierdut astăzi, dacă vine să credeți. Și hai vedem pe Villarreal, unde s-a dus Villarreal. Pe 9. Anglia, oh da, vreau să antrenez Anglia, sincer. Hai cu bune acolo. Da, asta e. N-am mai putut antrena, juca meciul ăla cu Anglia, dar vedem Anglia. Kane, Rooney, la Hart. Tot ce vrei, pai, Vardy, Sturridge. De ce nu poate ceva la un mondial câștigat, european ceva, în fine. Am spus că să simulăm. Simulăm cu la spalmasul. Bă, și, bă, dacă și cu ăștia facem egal, păi atunci... Să și cu... Eibar. Facem echipa. Castro. Ăsta. Zuma și Bruno Tosca, Cini și Lung Junior în poartă. Hai să vedem. Pe ce, sunt, pe ce loc sunt cei de la ei bar? Pe o 17 dacă. Noi avem 14 dacă batem acum. 17 puncte, urcăm. Nu urcăm mult, dar. Dar da. Dar dacă noi în 12 partide am putut strânge doar 14 puncte în 12 partide, vă dați seama. 12 meciuri, 14 puncte. Ce mai vrei, frate? Ce mai vrei? Este o zi frumoasă de fotbal. Sevilla pe 15. Pff. Noi pe 12, Ibaru pe 17. Cam rău pentru Ibar. Hai, bă, trebuie să câștigăm. Hai, băieți, hai. Hai, băieți, hai. Hai, băieți, hai. Hai, băieți, hai. Schimbă partea acolo spre Toșca. Capitanul nostru Toșca. Dong. Păi, doi proști, nu, nici nu puteți să-l faceți.
și unul de asta. Hai, lung, hai! Casă, uita la casă. Oh. Oh. Oh my god, cum a luat la hrena asta gol. Bravo lui. Baby. Bravo lui. Foarte frumos. Nu ai avut acolo timp. Uitați și pe Sebi. Că am pus în pericolă. Jobul lui aici. Că am pus în pericol jobul. Și bine. Am să vezi aici pe portar. Nu prea a fost ajuns. Și iar un corner. În unde greșește acolo portarul. Hai că vine Zuma. Hai că vine Zuma și te trântești și zici că ești. De-aia e varul pe aproape ultimul loc. Pasează greșit. Dong. Să atacăm cu toată echipa aici. Și uitați postul lui Toșca. Nu, Toșca să dacă nici asta nu va juca bine, nu îl scoate capitan și dacă nu va juca deloc bine și va face greșeli cumva acel îl va scoate din nou. Că nu are rost să-l țin așa. Prinde-o. Ce pasă-i? Bă, ia și mine după tine, nu te du tu singur, ia și mine după tine, da? Data viitoare. Te rog. Ce șut e asta? Tu efectiv faci meciul portalului. Ca să faci bine portalul și tu. Și tu! Oh, nu, replica. Așa în alfabet. Replica lor. Stemină. Prost. Bă, mie îmi place. Noi combinăm. Dar frate, greșim prea mult. Dar n-are cine să finalizeze. Greșim în defensivă. Avem ghinion. Sigur, într-un 90. Atâta meciul la rând. Asta nu ce nimic bun. Ai, bă! Nu, că-i luăm aici gol. Nu știu ce a fost aici să facă ăla. Schimbăm aici partea. Fault! Fault, bă! Frumos, da, frumos, ce să zic, îl pune în cap, uite, și nu dă nimic, bravo frate, bravo, am schimbat puțin aici formația, asta e, vedem cum se mișcă doar în repriză, formația asta e 4-4-2 flat, și să vedem 4-3-3, sincer, nu ne e prea, aș... Nu prea se potrivește, deoarece avem jucători foarte handicapați. Deci cum era, vom încerca poziții. Formația asta, vedem care ne potrivește mai mult. Și aici, pericol! Adrian pe lângă. Să vedem asta, cum se mișcă. Zuma foarte bine. Bravo, bă, băiatule.
Nu, mă risc, că egal aici, n-are rost. Să fac, este bine, cum de la picior, Toșca. Cred că am ultimul lui meci ca capitan la echipa noastră. Păi da, pleacă! Uite, uite! Zuma, nu mai greși, băi, băiatule, băi, nu mai greșe nu-i faci. Păi nu mai greșe nu-i faci, Zuma, ăla. Axtimea galbe. Nu mai greșe nu-i faci. Nu poți juca și tu, sănătos, puțin la capul ăla. Uite. Uite, 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 uite ce face. Uite ce fac ăștia, bă. Și lung cu o intervenție. Splendidă! Când am zis că splendidă, n-am vrut să zic intervenție splendidă. Uite, 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 bă, cum sare, bă, puțin. Uite, bă, cum sare. Aur. Nici acum! Mă, nici acum nu dai fault. Toșca! Nu, dați șutul de asta pe centru porții, vă să dau 100. E cu 17 peste bate. Echipa de pe locul 17 peste bate. În halul ăsta. Uite, uite, autist e la care sare așa. Da, nu mai am cuvinte de zis, sincer. Oh my god! Dar efectiv, efectiv ăștia nici o pasă nu poate să dea, vă dați seama. Zuma! Nu așa am mâncat a ciuma, Zuma! Nu, a dat-o slab. Până a dat-o, până s-a... Picini, un șut blocat. Da, o dat... Penalti ăsta, nu a fost, nu a fost penalti. Păi dacă de la putea să fie penalti, sincer. No, uite, iar. Efectiv, Zuma nu știu ce caută în atac. E prost de bubuie. Bine, Bali, bine, băi. Măcar un egal câte o scoate și noi. În meciul ăsta, măcar un egal. Oh. N-a fost fault, de dracu. Toșca, ai jucat bine ca capitanul. Nu merită să fie sa capitan. Oh, dacă lua mingea. Toșca. Și final de meci, 1-1. Numai 1-1 la rând. Numai 1-1 la rând. 2 bate Sporting pe ea. Realul bate așa. Cupa. Nu. No. Chiar n-am nevoie de cupe. Și trecem mai departe.
Celta Vigo. Facciamo equipa formata già la Celta. Quali Beckley, io Ashan Castro. No, schema formata che non ci nuova. Sempre un patch in onore. Non pratica, fa prea gremo dita aici. Dăm pe un 5-4-1. Mai să încercăm cu 4-5-1 ăsta. Capitanul. Îl băgăm pe lung. Capitan. Încercăm pe 4-5-1 ăsta, să vedem. Cam atât a fost acest episod. Nu uitați să dați un like, un comentariu, am fost Sebi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!